Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit tuturor la Deșteptarea României. Înainte de toate, dați-mi voie, oameni buni, să vă mulțumesc tuturor pentru mesajele pe care le-am primit înainte sau după ediția specială realizată cu ocazia nenorocirii de la Constanța. Știți că am intrat în direct alături de voi imediat după ora 12 și am încercat să lămurim și să vă aducem date și informații despre ceea ce s-a întâmplat acolo în acel moment. Mulțumesc pentru mesajele voastre, mulțumesc pentru compasiunea voastră adresată familiilor de acolo, dar și pentru informațiile interesante pe care le-am primit. În egală măsură, vă mulțumesc pentru gândurile pe care le-ați adresat familiilor de acolo și vă spun că întreaga zi Europa FM vă va sta la dispoziție cu informații despre ceea ce se întâmplă la Constanța, despre efectele acestui nou dezastru din spitalele românești, dar și cu lor de poziție politice. Vă mulțumesc încă o dată pentru modul în care reacționați la astfel de întâmplări și cu siguranță la România în direct, săptămâna viitoare sau săptămânile, zilele următoare, vom discuta despre acest subiect. Astăzi este însă timpul pentru Deșteptarea României, emisiunea cu concluzii, dacă vreți, în acest moment, emisiunea în care trebuie să rezolvăm ceea ce eu am numit la început un an bun în turismul din România, dar după asta, sigur că am început să primești și semne de întrebare. Dați-mi voie la început să o salut pe invitata mea, cea care îmi va fi alături în acest demers, în această ultimă emisiune dedicată turismului. Este vorba de doamna Anca Nedea, care este unul dintre directorii organizației patronale Mamaia Nord. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ce faceți, doamna Nedea? Cum e la mare acum, să-mi spuneți, înainte de a face și alte introduceri? Întâi vreau să-mi cer scuze că aproape era să ratați începutul emisiunii, de-aia am ieșit și eu, am o mătușă care tocmai a fost internată zile trecute cu COVID și cu niște probleme de sănătate și nu știam unde e, voiam să mă interesez. Sper că toată lumea e sănătoasă. Da, am avut noroc, a fost în altă parte internată, alții n-au avut atâta noroc, ce zic. Dumneavoastră să spunem că sunteți constanțeancă, asta trebuie să știi. Da, sunt constanțeancă, corect, da. Constanțeancă, jet, veget. Nu știu, dacă acum e un moment fericit să zici asta, eu am iubit întotdeauna Constanța, dar astăzi s-a întâmplat o tragedie, clar. În mod firesc. Ce am aflat la Deșteptarea României în aceste săptămâni pe care le-am petrecut împreună? Am aflat în felul următor, că multora dintre voi le place România. Le place România turistică și i-ați lăudat pe patronii și antreprenorii adevărați din turism. Ne-ați spus așa, domnule, afacerile de familie sunt în România cele mai bune afaceri. V-ați plâns de locurile mari și supraaglomerate sau acolo unde nu vi s-a dat atenție. Au venit unii dintre voi și au spus așa, niciodată, și ăsta e ca un mesaj, ca un leitmotiv, nu voi călca la mare în România. Și am zis, de ce nu veți călca? Pentru că noi am fost toată vara și am văzut lucruri bune și lucruri rele. Asta am constatat. Și oamenii au spus, domnule, nu ne place organizarea, nu ne plac serviciile, sunt mari, sunt scumpe. Alții au spus, a venit o doamnă aici și ne-a spus, eu am fost la mare, într-un hotel de 2 stele, a spus domnia sa, și a fost atât de bine că eu m-aș întoarce acolo. Și am zis, la 2 stele, dumneavoastră, exagerați, pentru că noi... Nu, zice, acolo a fost foarte bine. Și am găsit și cazare, nu mai știu, ne-a spus la 130 de lei pe noapte și sunt foarte mulțumită. În ciuda diverselor opinii, clar este că a fost plin. Și înainte de a trece la câteva întrebări pe care le-am așa din edițiile anterioare și înainte de a deschide dezbaterea, vă întreb pe dumneavoastră, doamna Nedea, a fost un an bun pentru dumneavoastră? Cum e? Ca să lămurim aici.
Pentru litoralul românesc, pentru că trebuie să facem diferența asta, din păcate, iată, valul 4 prinde iar restul țării sau destinații turistice care au high demand-ul, vârful de sezon, cum spunem noi în hospitality, iarna, care nu sunt atât de fericite, dar pentru noi pe litoral, pentru că am putut opera, atenție, nici... Și permiteți-mi a doua paranteză, nici anul trecut nu am avut nimic de comentat, deși am pierdut masiv și la cifra de afaceri și la profitabilitate pe orizontală, adică a fost o chestie generală. Faptul că am putut opera în ziua de azi este deja, nici nu mai vrei să comentezi, operarea sau posibilitatea de a opera îți permite să ții în primul rând angajații, să aduci sânge în afacere, să-ți plătești creditele, să dai și altor colaboratori atât de mulți în industria asta care depinde de tine, furnizori și așa mai departe. Am auzit a fost asta, okay. Am auzit asta și la Adi Hădean, că de fapt nu profitul a fost important anul acesta, ci faptul că am fost vii. Că ați fost vii. Cumva să înțeleg atunci că marea asta de oameni pe care noi a fost aglomerat, nu? Hai. Foarte aglomerat într-o perioadă, adică luna iunie, ca să fim foarte exact, luna iunie a fost dezastru, nu din cauza pandemiei, ci din cauza vremii, de când sunt eu constanțeană, adică de când m-am născut, iată, 43 de ani, n-am văzut și n-am prins un asemenea sezon operând de 22 de ani în turism, în care 5 săptămâni la rând să plouă zi de zi. Și atunci a fost gol, pur și simplu. Deci luna iunie n-a existat, prima săptămână din iulie la fel. În schimb, după perioada 10 iulie, deci începând cu 10 iulie, până la sfârșitul lunii august, a fost foarte bine. Septembrie iar a căzut, la fel din cauza pandemiei de data aceasta. 0372069599. O să repet numărul de telefon ca să ne sune și cel mai voios turist de oriunde ar fi acum în România. 0372069599. Întrebările pentru voi sunt astăzi în felul următor. Dacă nu ai mai fost de ani buni la mare în România, de ce ai reveni? Sau de ce nu ai reveni? Dacă ai părăsit litoralul românesc ani de zile, spune-ne, domnule, care e acel lucru care te-a supărat atât de tare încât aici, mai multe emisiuni, mi-ați spus nu, în România eu nu revin, asta e, nu mai vin în România. Iar pentru cei care ați fost sau care vreți să mergeți, domnule, ce schimbare așteptați sau care e acel lucru pe care îl așteptați fie de la oamenii care muncesc în industria asta, fie de la stat, că aici lucrurile se întrepătrund, și pe care, sau cum să zic, care v-ar convinge că puteți merge acolo. 0372069599. Știu că Ionuț și Nela sunt pe linie, dar întâi, doamna Nedea, am să vă întreb eu, că mi-a rămas o întrebare de săptămânile trecute. Zicea lumea așa, domnule, prea multă muzică pe plajele din România. Fiecare plajă e cu muzica ei și îți bate în cap. Apropo, de ce este muzică pe fiecare plajă? Să știți că în organizațiile patronale, de exemplu, în organizația patronală Mamaia Constanța, unde sunt, pe care o menegerez eu ca patronat, dar și în sudul litoralului, unde sunt implicată, cam pe tot litoralul, membrii patronatelor, care la fel sunt proprietari cu afaceri de familie, deci noi pe litoral nu avem mari lanțuri, cum e poate în București, adică în mod sigur se întâmplă în București, deja și în alte orașe ale țării. Noi de ani de zile am pus presiune și asupra autorităților, fără prea mare succes, pentru că nu exista legislație în domeniu, să controlăm problema poluării fonice. Și pentru noi patronii, dar nu numai operatorii de hoteluri, este una din problemele permanente. Gândiți-vă că la noi coboară toți în recepție sau sună în recepție și fac plângeri. Alții sunt chiar violenți, vă dați seama, sunt cu copii, se trezesc copiii au câteva luni, un an, doi, adică eu înțeleg, sunt și eu mamă de... Știu cum este. Și ne deranjează. Nu mai spunem că cea mai mare parte dintre noi locuim la hotelurile respective. Avem aceeași problemă. Vrem să ne odihnim. Aici problema vine din faptul că plajele au ajuns în foarte mare parte la operatori care nu dețin structuri de primire turistică, active hoteliere. Și atunci își fac un business și banii probabil mai vin din partea asta de entertainment, evenimente seara. De fapt, cred că cei mai mulți bani ca procent în cifra de afacere, în afară de închirierea șezlongurilor, care o să discutăm, nu mai este o afacere de mult timp,
chiar dacă prețurile în multe locuri sunt mari. Deci cei mai mulți bani vin în aceste evenimente de seară. Oamenii vor să petreacă, nu numai tineri, știți că sunt și oameni de 40, 50, 60 de ani care vor să petreacă seara, aleg destinații și fac petrecere acolo. În schimb, chestia asta este foarte deranjantă pentru cei care au structuri de primire turistică chiar pe partea de promenadă sau în proximitatea plajelor. Statul a lăsat zona asta încă nelegiferată complet. Până acum 3, 4, 5 ani amenziile erau date de poliție la ocară și însemna 50 de lei. Au mai crescut amenziile, dar tot modice sunt. În schimb, poliția vine mai repede acum și măcar oprește muzica, cel puțin în sudul litoralului unde avem noi activul hotelier. Vine repede și liniștește lucrurile, dar trebuie să sun la 112. Mulțumesc tare mult pentru răspunsul acesta. Haideți să trecem să-i ascultăm și pe public, să-i ascultăm pe cei din public, pentru că știți că acesta este conceptul emisiunii. Încercăm să punem la oaltă oameni care muncesc în industria asta, oameni care sunt experți, dar și voi, cei care sunteți cetățenii României. Salutare, Ionuț, bine ai venit la Deșteptarea României. Bună ziua, condolențe din păcate familiilor lovite de acest necaz, mai ales că s-a întâmplat chiar în Constanța. Să trecem peste. Scurt, sunt turist din 2006 în care eu nu am mai mers pe litoralul românesc să-mi fac concediul. Am mai mers în poate în weekend câteva zile și vă spun și de ce. Cerere versus ofertă. Cererea e foarte mare, oferta e foarte mică. Și vă dau cel mai bun exemplu. Anul acesta am mers împreună cu soția și copilul de 12 ani în Antalya. Preț pachet cu avion, transport inclus, 5 stele, ultra all inclusiv, 2130 de euro, hotel de 5 stele în Eforie Nord, pe plajă privată, 2430, cu mic dejun și șezlong. Spuneți dumneavoastră ce ați alege? Că m-ați întrebat de ce aș reveni. Păi, da, vă ascult și încercam să... Dacă vreți, pot să răspund eu. Da, vă rog, păi, mai curând către dumneavoastră. Eu înțeleg foarte bine această problemă tarifară, pentru că v-am zis, de când m-am dat și eu jos de pe băncile școlii, am început de foarte jos în industria asta, că așa se face hospitality. Aș vrea cumva să depășim problema asta, nu știu dacă îmi permiteți, chiar îmi doream că mi-ați dat șansa să vin aici. Problema asta a tarifelor este o problemă falsă și nu vreau să mă credeți ipocrită că, vai, am eu bani și poate îmi permit. Nu, noi avem niște, suntem, să zicem, o familie de nivel mediu. Ideea este următoarea. Pentru că ați vorbit atât de bine de cerere și ofertă și mi-a plăcut foarte mult cum ați început. Piața reglează aceste aspecte. Sunt convinsă că în afară de această proprietate cu care ați făcut o comparație, sunt convinsă corectă și ați cerut ofertele, existau și oferte alternative. Eu știu pentru că integrăm pur și simplu ofertele la patronate de la toți membrii, iar în plus fratele meu deține cea mai mare agenție de operare pe litoralul românesc și are o bază statistică foarte mare. A investit foarte mult în partea asta de statistică și atunci putem să culegem ca să vedem ce facem. Bineînțeles că noi nu putem răspunde decât de hotelurile de standard și de membrii noștri. Fiecare răspunde de ce face și sunt foarte multe uscături. Dar sunt și lucruri bune. Investiții corecte și de 3 stele și de 4 stele cu tarife de la cele foarte accesibile pe early booking, atunci când îți achiziționezi un pachet, mai ales dacă ai familie, bine să securizezi, bine, nu în perioada pandemiei, ca acum e greu, îți iei din noiembrie, din decembrie pachetul și beneficiezi de discounturi de 50, chiar până la 60%, au ajuns în perioada pandemiei 70%, cu extra oferte. Poți să-ți iei și mai în apropiere, dar e clar că discountul scade, dar poți să alegi dintr-o gamă mai largă, funcție și de facilități, normal, ce facilități dorești la proprietate, dacă iei pe last minute. Și asta vreau să înțelegeți de ce v-am zis o problemă falsă. Întotdeauna în high demand, în vârful cererii, când există cerere pe o destinație oriunde în lumea asta, dacă vă duceți în Paris, în timpul unui festival, la un hotel care are pretenții foarte mari și îți dă camera cu 350 de euro pe noapte și este o chichineață în care nu încape geamantanul și știu foarte bine ce vorbesc, dar în perioada aia e demand, e cerere. Nu justifică nimeni tarifele. Da. Două secunde. Adică spuneți-ne perioada de când ați luat, când ați cerut această ofertă și perioada. Da. Eu mi-asum acest lucru pentru că pe mine nu mă interesează cazarea din Paris. Pe mine mă interesează
Corect. Mă interesează ceea ce se întâmplă în Paris. Corect. Adică eu merg, nu merg să mă cazez în Paris, merg pentru acel m-am blocat pentru acel eveniment. Corect. Și atunci pe mine cazarea pentru mine este este pe punctul 2, înțelegeți? Eu înțeleg perfect. Sunt, aveți 100% dreptate și mi-ați ridicat mingea la fileu. Speram să răspundeți așa. Dar mai aveți răbdare cu mine 2 minute. Ce completam în afară de acest diment de cerere? Și de aceea, încă o dată subliniez, că vreau să depășim ca români chestia asta, care e normală. Și eu am trăit în comunism, că am o vârstă în care... toate resursele naturale și destinațiile sunt ale noastre și trebuie să le luăm pe ce prețurile prim. Nu, e un business. Statul trebuie să facă ceva, dar revenim la povestea asta. Bun, deci în afară de asta, de acest dimen, de această cerere, foarte importante sunt destinațiile turistice. De fapt, și turiștii și proprietari ar trebui să ne unim, să ne luptăm cu autoritățile locale, cu guvernul, care n-au făcut din resursele naturale ale României nimic din ce așteptam cu toții, să ne dea destinațiile turistice înapoi, să ajungă să fie destinații cu infrastructură turistică, cu parte de urbanism gândită, cu facilități, să-ți facă o plăcere să te miști, să fie secure, adică sigure, să ne simțim în siguranță, să avem evenimente, să avem viață, pentru că ați auzit ascultătorul nostru, potențialul nostru turist ce a spus, da, sunt dispus să stau și în condiții mai proaste să plătesc mulți bani, dar mă duc pentru experiența din destinație. Mă duc pentru că Paris o arată superb, pentru că pot să fac atâtea lucruri, pentru că e o destinație. Aveți dreptate. Ionuț, în concluzie... Mai ești aici, da? Da, da, da. În concluzie, ai reveni? Adică dacă... Nu. Și vă spun și de ce. Pentru că noi nu vrem să învățăm. Pentru că noi avem de unde învăța. Merg de 10 ani, anul ăsta a fost al 10-lea an consecutiv în Antalya. Nu-i posibil să nu trimiți un om și să-l pui să... Băi, du-te și vezi ce se întâmplă, cum se întâmplă. Eu sunt, la anul vreau să plătesc 2000 de euro la noi, în România, dar să primesc aceleași condiții. Asta trebuie să înțeleagă patronatul din România, nu umilința pe care noi... trece de infrastructură, nu e problema hotelierilor, că de la București până în Mamaia faci 5 ore, în condiții în care eu anul acesta am plecat la ora 7 de dimineață din aeroport, fratele meu a plecat la ora 7 din București, eu la ora 11 eram pe plajă cazat, fratele meu la ora 18. Da, aici despre ce vorbim? O chestiune separată, da. Exact, vorba de accesibilitate. Da, eu vreau să merg la Antol, nu mai găsesc bilete decât la 100 de euro în ultimul rând. Dacă vreau, îmi asum lucrul ăsta. Dar dacă eu am de ales, de ce nu mi oferiți aceleași condiții? Pe mine mă interesează să fiu liniștit, să am un șezlong, să merg la masă oricând și să mi se ofere câteva lucruri. Le vreau și pe asta la noi. Nu este posibil, sau dacă sunt foarte scumpe. Vă repet, nu este posibil un hotel de 5 stele în Eforie Sud, în Nord, pardon, să-mi ceară 2500 pe un sejur doar cu mic dejun și șezlong. De unde? Pe ce trebuie să plătesc? Unde mă caza? Pe lună? Unde Dumnezeu mă caza? De unde vin costurile astea aberante? Chiar așa. Asta cu costurile astea aberante sunt... Știți ce se întâmplă, domnul Știrbea? Eu nu știu dacă pot în emisiunea asta. Știu să răspund la toate întrebările și mi-ar plăcea foarte mult ca românii să schimbe puțin perspectiva. Trebuie să înțelegem că dușmanul nu e pentru noi cei care operăm. Ce om fi? Angajați în turism, proprietari care dau management, manager, ce om fi? Nu este clientul, iar pentru client, nu cei care au curajul să investească pe credite mari și muncesc, vă spun, 7 zile din 7 zile lumină acolo. Problema turismului în România este una foarte gravă de 30 de ani, iar ea se adâncește prin lipsurile sistemice sădite de foarte mult timp. În primul rând, să demontăm puțin exemplu Antaliei. Nu prea sunt destinații multe în lume care au ce are Antalya. De ce? Pentru că Antalya a luat un spațiu nelocuit, virgin, și acordând facilități fiscale uriașe și sprijin guvernamental, a atras investitori pe acele spații goale, cărora le-au aruncat spații imense, fără costuri aproape, în care au făcut resorturi de mari dimensiuni. Nu întâmplător în țările unde a
astfel de terenuri au fost ieftini, s-au dezvoltat alte astfel de, putem să spunem, și o Punta Cana, multe exemple, da? Eu am călătorit acum, sincer, mai mult în România în viața mea, că n-am avut timp, că a trebuit să stau să muncesc. Dar trebuie să înțelegem că de la privatizarea fără cap imediat după Revoluție, cum au ajuns și unde au ajuns și la cine au ajuns aceste proprietăți, multe lăsate în paracină și luate pentru exploatare mobiliară, și să ne facem cruce că în sfârșit, cel puțin pe litoral, acestea deja au ajuns aproape la final, au fost date toate, mai ales în ultimii ani, de când sunt cele două facilități fiscale în industrie, impozitul specific și TVA-ul de 5%, și începe să schimbe fața partea privată, da, de proprietăți. Dar nu putem beneficia de cele spații, că nu le mai avem. Singura destinație care mai are cât de cât spații este sudul litoralului. Ca să înțeleg, nu sunteți competitivi din cauza mai multor probleme? Foarte multor probleme. Deci, Taleb Rifai, ministru, primul ministru al turismului în lume, care a reprezentat Organizația Mondială a Turismului cu rang de prim-ministru, a spus așa: turismul este cea mai afectată industrie din toate industriile pe care are planeta asta, pentru că ea interacționează cu absolut toate domeniile economice și toate domeniile de activitate. Oriunde nu se face ce trebuie, impactează direct în turism. Și asta e și o chestie de teorie în turism. Ionuț, mulțumesc tare mult, tare interesant schimbul de idei. Aș vrea să o aud pe Nela. Salutare, Nela, de unde ne suni? Bună ziua! Sunt din mașină, sunt în drum spre Harghita, spre Mădăraș. Frumos acolo, plecând, da, din Buftea. Dar mai întâi vreau să-mi exprim condoleanțe celor care sunt în suferință. Mi s-a pus nod în gât. Mulțumesc că... mulțumesc, o să preluăm aceste mesaje. Mulțumesc și că ați ascultat ediția aici, specială dinaintea Deșteptării României. Colegii mei vă vor ține la curent la știri cu tot ceea ce se întâmplă și toată ziua la Europa FM vom reveni cu date despre incendiul de la Constanța. Așadar, înapoi la Deșteptarea României. Da, aici se creează o legătură. Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Constanța și ceea ce discutăm noi acum despre litoralul românesc sau despre turismul românesc se leagă de cei ultimii 30 de ani. Te ascult. Eu de 12 ani trec doar în vizită, întorcându-mă în țară din Grecia, din Bulgaria, să mai văd ce s-a mai întâmplat și pe litoralul românesc. Sunt cumplit de dezamăgită. Acum 12 ani, din păcate, nu sunt genul care să jur sau m-ați înțeles. Am jurat că nu mai merg la noi la mare să fac un sejur. Nu este posibil în ultimile două zile din sejur să fac baie Marea Neagră cu fecale umane la un metru distanță de mine. Sunt medic, a doua zi după ce am ajuns acasă am început serviciu, o lună de zile mă uitam în oglindă să văd dacă nu am ochii galbeni, dacă nu am semne de hepatită. Ok. Aici, mizeria. Ok. Mizeria este de nedescris. Știți ce mi-ați adus aminte? Mic. Imediat vă las în dialog cu doamna Nedea, dar mi-ați adus aminte de ce scria Adi Hădean chiar săptămâna asta. Spunea așa: domnule, dar cine le face? Că n-au venit suedezii să facă treaba asta pe litoral. Nu, este calitatea umană, oamenii noștri, da? Așa zis și noștri turiști. Tot legat de treaba asta. Având copilul mic și nu doar, de câte ori mergem undeva la plajă sau oriunde mă duc, am o punguliță cu un suc, un biscuite, ceva la noi. După ce am terminat ziua de plajă, toate resturile le-am pus în acea pungă. De pe plajă spre faleză, când mai vedeam o hârtie, o luam și o puneam în acea pungă pentru a pune la tomberon. Două persoane de sex feminin de pe ceașaf au comentat: ia uite, fă salahorii, nici în concediu nu se lasă de meserie. Am tăcut din gură. Într-un fel, da, sunt salahor, curăț oamenii în gură, sunt dentist. E și asta o muncă de gen, salahor, da? Ok. Din câte lăsăm la o parte, asta e vorba despre educația noastră ca nație, da? În continuare, iubesc Grecia, Croația. Sunt extraordinare.
Nu au mari hoteluri, sau poate mai sunt. Prin Croația mai sunt și hoteluri de excepție. Chiar am fost într-unul, e extraordinar. Nu mă interesează hotelurile, da? Ce nu privat, la o pensiune, da? Este altceva, altfel ești primit, alte condiții, ți-e drag când vezi o curte, când vezi pensiunea respectivă sau casă, cum arată, da? La noi este o harababură urbanistică. Haideți, eu am iubit Costineștiul și Eforie Nord. Eforie Nord începe să arate într-un fel. Dar Costineștiul, am plâns. E un dezastru. Acum 2 ani, când am traversat stațiunea, am plâns. Stați așa o secundă. Deci nu de ce? Se poate. Eu n-am mai fost la Costinești ani de zile. De ce spuneți că e un dezastru, doamna Nedea? Și o să-i și răspundă. Tabăra care ar fi trebuit păstrată, pentru că era unică probabil în lume, este o bătaie de joc. Hotelul Forum, care era steaua Costineștiului, să zic așa, e într-o... Acum 2 ani, nu știu cum arată acum. Era aproape o ruină. Da? Ca să aflu anul ăsta, nu mai știu la ce emisiune, cred că pe la România Te Iubesc, că încă mai există BTT-ul, încă mai sunt oameni care își iau salarii de acolo, dar care nu mișcă nimic, nu fac nimic. Există Nela, BTT doar pentru a plăti niște oameni? O secundă să primim și un răspuns, cel puțin la partea asta cu Costineștiul. Ce se întâmplă acolo? Am auzit într-adevăr că n-am fost de ani de zile, recunosc. Satul, cetățenii care și-au extins casele, culori peste culori, este, nu știu, stați o secundă, Nela, să primim și eu o chestiune de urbanism acolo sau ce se întâmplă? Ascultătoarea noastră, și vă mulțumesc pentru toate temele pe care le-ați ridicat, a făcut un fel de rezumat sau o analiză exact, a situației. Da. Și asta încercam să vă spun, avansând, sunt atât de multe de discutat, eu sufăr foarte mult că iubesc meseria asta și industria asta și o să discutăm și de asta legat de resurse umane, dar n-avem timp să le abordăm pe toate. Deci, punctual, pentru Costinești, este trist ce se întâmplă. Costineștiul are până și trotuarele la Ministerul Sporturilor. Tineretului și sporturilor, îmi cer scuze. Adică cum are trotuarele la minister? Păi nu, tot. Aparține de Ministerul Turismului și Tineretului și Sportului. De ani de zile, toți agenții economici, cei pe care ne interesează litoralul și alții care au ajuns pe la guvern, au spus, cei care știau ce înseamnă industria asta, că nu are ce căuta acolo, pentru că nu are bugete mari să investească. Iar stațiunea trebuie redată autorității locale, care poate atrage foarte multe fonduri europene, dacă sunt oameni gospodari acolo, să refacă Costineștiul. Costineștiul care e o valoare națională în final, așa cum sunt toate stațiunile de interes național. Exact. La Eforie a spus doamna, un exemplu, primăria, nu contează cine e acolo, a luat fonduri, nu arăta bine nici Eforie. Și noi avem ceva acolo. Nu. A luat fonduri multe. Da, au refăcut aproape tot. Încă este șantierie adevărat, de 3 ani. Dar când se va termina, peste un an, 2, stațiunea nu arată fantastic. Nu contează să fie șantier. Exact. Să fie șantier, dar să fie peste să tot se facă. Și să se vadă rezultat. Să se facă. Deci, ce-mi doresc e o lege a urbanismului. Mi-a foarte important ce ați punctat. Așa este. Mi-a plăcut în Delta. Trebuie respectate casele alb, vopsit cu albastru, specificul exact. Escăresc, specificul Deltei. În, sau în Bucovina. Și în Bucovina multe, deja. Nu mai știu cât. Toate clădirile trebuie să fie cu alb, cu piatră și lemn. La noi. Asta este un alt motiv pentru care litoralul românesc are senzația asta de orient. În teoria, dar și în practica bună a ospitalității, întâi gândești, faci o strategie urbanistică de dezvoltare care ține tot și ia cont de resursele naturale și antropice. Nu alterezi când faci această dezvoltare, ce vei construi, inclusiv hoteluri, blocuri, ce faci acolo, tot felul de facilități. Nu trebuie să alterezi niciun fel resursa naturală, pentru că ea este motivul, această resursă care atrage oameni, care lasă bani în destinație de pe urma cărora câștigă toată lumea. OATE și agenți economici adică și cetățeni. Adică trebuie să ai un...
litoral, adică la modul propriu, o plajă foarte curată și o apă la fel de curată. Nu asta că e principala resursă. Din păcate e încă adevărat ce a zis doamna, mai ales în anumite zone, nu repet subiectul că e jenant, dar astea sunt realitățile. Deci litoralul este, rezultatul așa cum arată, este în proporție foarte mare imaginea a ceea ce a făcut și n-a făcut, pentru că au făcut rău și n-au făcut ce trebuie, autorități locale, guverne de-a lungul timpului, imaginea unor agenți economici sau privați care au reușit să pună mâna pe acele hoteluri și n-au făcut nimic, nu sunt toți așa, atenție, iar acum, v-am zis, în proporție peste 90% au plecat, ne-au lăsat, dar avem foarte mult de muncă, imaginea românilor care și ei ajung acolo vizitatori sau turiști în destinație. Deci să ne asumăm cu toți. Ștefan, salutare, ești la Deșteptarea României. Vă salut pe dumneavoastră, invitata dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, aș vrea să acord o notă de optimism și să acordăm, poate puțin zis, o șansă turismului românesc. Subliniez faptul că am fost și în Grecia și în Antalya. Anul acesta am decis să mergem la noi, Mamaia. Un resort drăguț. Și acum depinde foarte mult că dacă stai să asculți părerile antelocutorilor mei, antevorbitorilor mei, pe de o parte au dreptate, când spun că există variante cu 200-300 de euro mai ieftin decât ce putem să oferim noi, cu o calitate probabil nesuperioară. Dar aș vrea să fac și o mică paranteză pe subiectul acesta. Repet, am fost în stațiunea Mamaia și am fost plăcut surprins să văd oamenii de acolo, managementul, stafful care coordona lucrurile frumoase pe care le-am observat, ce lucruri frumoase și mărețe poate să facă cu resurse atât de puțină. Cu un personal ne bucurăm. Sezonier, cu oameni care nu sunt pregătiți absolut deloc, care sunt într-adevăr foarte binevoitori, foarte bine intenționați. Și aici v-aș vrea să dau vina în totalitate pe managementul acesta pe care noi ne-l alegem din 4 în 4 ani sau din 5 în 5 ani. Noi le oferim lor toate portițele și toate beneficiile financiare pe care noi ca și popor putem să le oferim, iar rezultatul pe care el din întorc este 0 sau 11-0. Fiind din Timișoara, m-am bucurat de faptul că am decis să mergem și cu trenul, având două fete, una de 8 ani și una de 3 ani. M-am bucurat de bucuria lor. Este, pe de altă parte, extrem de mult să faci 13 ore cu trenul în condițiile anului 2021. Faptul că n-avem infrastructură este o problemă majoră care tot managementului pe care noi îl alegem din 4-4 ani se datorează. Și turismul românesc suferă pentru că noi nu mai avem școli de meserii. Noi nu mai scoatem un ospătar calificat, nu mai scoatem un bucătar calificat, nu mai scoatem personal care să reziste în linia asta, pentru că, repet, au fost foarte mulți tineri atât de frumoși care își doreau din suflet să-și câștige un bănuț, dar și emoționa puțin, pentru că celălalt domn a fost tânăr și știu ce înseamnă asta, dar oamenii se chine cu nimic să facă ceva. Și asta trebuie noi să apreciem și acordăm o șansă și să-i ridicăm. Dar aici am o curiozitate. De unde vă luați oamenii cu care munciți? O secundă să rămâi cu noi, Ștefan. Vă mulțumesc că mândurora pentru că am ajuns și la resursa umană. Într-adevăr, și mie mi s-a făcut pielea de găină, sincer, că știm cât de greu a fost vara asta, că iată, sunt turiști care văd asta. Este foarte greu, într-adevăr, am ajuns să lucrăm numai cu oameni foarte tineri. Cei de peste, ce să spun așa, 23, adică care au terminat facultatea, nu-i găsești. Să știți că, în general, se orientează... Sau care muncesc să termină facultatea. Sau, exact, da, da. Dar cei tineri, deci de 16 ani, 17 ani, 18 ani, cam până în 21 de ani, sunt mulți dintre ei își doresc să muncească, sunt foarte drăguți, reușim foarte, foarte repede să-i trăinuim, așa, să le băgăm cu polonii, cu săraci, ideea măcar de atitudine, adică, pentru că asta e foarte important în industria noastră, să aibă atitudine. Foarte mult. E foarte ușor să arunci cu pietre,
E foarte ușor să-i spui că e scump. E foarte ușor să spui că o bere de ce o plec când la noi la supermarket în Timișoara e 5 lei. Pentru că sunt niște oameni, pentru că marea rezistă 4 luni pe an. De aia... Nici măcar 4, din păcate, că nu am făcut nimic să extindem sezonul. Am trecut, trec și de partea cu nu-i plajă la Mamaia, pentru că nu-i plajă. Ce am făcut acolo este un... Nu vreau să folosesc cuvinte, pentru că, repet, vreau să stau, să stăm într-o dată de optimist și toată susținerea mea pentru ce nu e în regulă, ca să înțeleg. Să știți că în 3-4 ani, dacă pot să vă dau o veste bună, eu zic 3 maxim, și vorbesc că cât de cât în cunoștință de cauză, o să vă spun de ce, plaja va arăta foarte bine. Eu stau de mult timp și la Trei Papuci, în prima parte, așa se numește, cei care o cunosc, plaja Trei Papuși, în Constanța, nu este în stațiune sau în alte stațiuni. A fost făcut în prima parte a proiectului, a fost refăcută, arăta ca în Mamaia, era foarte mare, plină de scoici care te tăiau la picioare, era mai adâncă, deodată se făcuse așa o adâncime, l-am băgat pe fiul meu, avea încă 4 ani și s-a dus și a dispărut imediat cum s-a dat drumul, dar s-a mâncat. Știți, dispare așa și te sperii. Dar după ce efectiv Marea a lucrat, în al treilea sezon deja e una din cele mai căutate bucăți și... Înțeleg că și la Mamaia se va petrece același lucru. Exact, Marea... nisipul s-a făcut fin pentru că vin cei de la Apele Române în timpul iernii și trec mereu cu discurile, cu mașinile și normal, e un proces natural, ia e timp. E o chestiune de răbdare, dar... Dar avem plajă pentru viitoarele generații, asta trebuie să ne gândim. Doamne ajută, și pentru ei ar trebui să facem ceva. Mai rămâne să ne spui... management adoptăm din momentul de față, care să lucreze puțin și pentru noi. Și să vă mai dau un exemplu. De ce trebuie să așteptăm 3-4 ani de zile când putem foarte bine să știm, pentru că sezonul începe în mai, în iunie, și atunci să fie gata, cu toate resursele disponibile care le avem, să așteptăm turiștii care vin în cele mai bune condiții. Așa e, e o poveste de fiecare an. Exemplu, vă dau un exemplu în Timișoara. S-a făcut, încă se construiește, aripa nouă a Spitalului de Copii lui Surcan. Având firma mea proprie, am fost subcontractat acolo. Este o lucrare care durează de vreo 4 ani de zile, repet, Spital de Copii. De 4 ani de zile o aripă nouă, cel puțin. Lărgirea de la 2 benzi la 4 benzi, pe sub o cale ferată, un pasaj, termen de execuție 36 de luni. Să trecem de la 2 benzi la 4 benzi pe o distanță de 50 de metri. Într-un an de zile, tot în Timișoara, unde vine vorba de bani privați, oameni care fac cu cap niște chestii, au ridicat cea mai înaltă clădire. Într-un an de zile. De asta, repet, trebuie să avem foarte mare atenție din momentul acesta pe cine punem să ne conducă și să ne coordoneze bănuții noștri pe care noi, cu care noi contribuim. Ca deci, să primim mulțumesc înapoi, tare ceea ce mult, merităm, Ștefan. Bineînțeles, nu nimic să în plus. Să știi că 3 ani de zile nu mai avem treabă cu managementul ăsta, e. Îți mulțumesc tare mult, până la alegerile viitoare mai sunt ani buni. Suntem aproape înainte de publicitate, așa că îi dau repede cuvântul și lui Alexandru. Salutare, Alexandru. Păreri bune sau rele? Bună ziua. Păreri rele. O să fiu... scurt, o să vă povestesc două întâmplări pe care le-am avut cu litoralul românesc. Una care s-a întâmplat acum cu 10 ani în urmă. O întâmplare care m-a și făcut să nu mai revin pe litoral următoarea perioadă. Am ajuns prin niște bilete de sindicat luate de socrii mei la un hotel all inclusiv la momentul respectiv, încă nu era atât de împământenit termenul ăsta de all inclusiv în România. A fost o dezamăgire totală, pe lângă faptul că am fost cazați în prima seară într-o cameră la parterul hotelului, plină de igrasie, cu mobilier vechi, cu... Era ceva de nedescris. După ce am făcut un mic scandal acolo, ne-au mutat într-o altă cameră la un etaj mai sus, care nu era mult mai departe decât cea de la parter, dar măcar mirosul de igrasie nu mai exista. All inclusiv la momentul respectiv, cel puțin pentru ei, însemna să te întrebe la masa de la prânz ce vrei să mănânci seara și îți dau două feluri de mâncare de ales, și la fel și seara te întrebau pentru a doua zi la masa de prânz, dacă vrei
nu știu, macaroane cu brânză sau încă un fel de mâncare. În fine, trecând peste treaba asta, noi fusesem cu un an înainte în Turcia, tot la All Inclusive, care era cu totul și cu totul altceva, aveai posibilitatea să alegi între mai multe feluri de mâncare, erau toate la liber, mâncai când vroiai. Da. Erau alte astea și alte, erau și alte diferențele. Condiții. Și episodul ăsta te-a convins să nu mai vii în România? M-a convins ca următorii 10 ani eu să nu mai trec pe acolo, lucru pe care l-am făcut. Anul trecut, așa, datorită pandemiei și a temerilor de a pleca în afară, cu granițele, perioada de carantină, exact, cu copiii mici după noi, am hotărât să mergem din nou pe litoralul din România. Și n-a fost mai bine? Din păcate, nu. A fost mai bine din anumite puncte de vedere. Mâncarea, altceva, dar haideți să vă povestesc și chestia asta. Am ajuns cu doi copii, am două fetițe, una de 5 ani, una de 2 ani la momentul respectiv. Și am fost cazați într-o cameră, deși eram în plină pandemie, era la începutul pandemiei, când toată lumea era cât mai strictă, să se dezinfecteze. Am prins o portiță în care se putea circula și am putut să mergem pe litoral. În prima cameră în care ne-a cazat, nu mai vorbim despre dezinfecție sau altceva, pur și simplu în camera respectivă nici măcar nu se făcuse curățenie. Erau fire de păr pe jos, nisip, ca după ce plecaseră turiștii. Nu se dăduse nici măcar cu o mătură sau cu aspiratorul în camera respectivă. Din nou, am discutat cu personalul angajat acolo, cu managerul de hotel, ne-au mutat într-o altă cameră în care mi s-a spus că acolo s-a făcut curățenie, bineînțeles, același lucru, fire de păr. Alex, a venit într-un final cineva și a făcut... Îți propun să rămâi 2 minute și jumătate cu noi, o să dăm publicitate. Doamna Nedea e în continuare alături de mine. Discutăm și despre chestiunea asta, dar un pic de răbdare, ne întoarcem la Deșteptarea României. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.
Urmăriți Deșteptarea României, ultima ediție din luna dedicată turismului aici la Europa FM. Tragem concluziile alături de Anca Nedea, patron și om care face turism la mare în România, de mai bine de 20 de ani, spuneați, nu? Da. Rămăsesem pe linie... 22. Alexandru, nu știu dacă mai este pe linie. Sunt. Este. Acum veneam înspre dumneavoastră, da. Știți când are două experiențe proaste de genul serviciu. Dar sunt convinsă că are dreptate și sunt convinsă că o să se mai întâmple. Așa cum sunt convinsă că dacă a circulat, turistul nostru a circulat mult prin străinătate, am mai găsit camere unde era la fel mizerie. Eu vă spun că asta am pățit și acum trebuie să vă zic că m-am întors, v-am zis, m-am oprit la dumneavoastră, am venit special după o vacanță de o săptămână în România cu copilul meu și cu toată familia și trebuie să spun că am stat în 4 locații până acum și n-am găsit niciuna curat făcut așa cum trebuie, nici măcar la cea de 5 stele, că restul au fost de 4. Oamenii unde vă cazați, nu știu că sunteți colegă? Nu, ascultați-mă, sunt și unii au știut, unii nu, că mulți mă cunosc din industrie. Vreau să înțelegem, de exemplu, pentru România, dar asta e valabil peste tot în lume. Ne întoarcem la ce a zis ascultătorul nostru dinainte. Managementul este foarte important. Trebuie și să știi să-l faci. Așa cum spunem noi în partea asta corporatistă, trebuie să ai know-how, indiferent de meseria pe care o ai. E greu cu meserile în ziua de azi, nu numai în turism. Ei, pe lângă faptul că în România majoritatea business-urilor din turism aparțin familiilor, așa cum am mai amintit în emisiunea asta, față de exemplu, multe destinații de afară unde aparțin marilor lanțuri hoteliere. Aici, ca română și patriot, că sunt patriot, mă bucur că este capital românesc, că e singura ramură economică unde e pur și simplu preponderent capitalul românesc investit în turism. Atât a mai rămas. Bun, deci, dar asta înseamnă și că venim cu o lipsă de know-how, o lipsă de știință. La bulgari, că tot facem comparație, au venit nemții, așa cum știm, cu TUI, Riu reprezentând partea de operare a proprietăților și mulți alții și le-au luat proprietățile, au investit, au construit multe de la zero, le-au spus, sunt ale noastre, 20 de ani le operăm noi, când avem return of investment, ROI-ul, adică ne-am amortizat investiția, ne-am luat și profitul, plecăm, rămân ale voastre. O negociere făcută direct cu statul, guvernul, da? Nu discutăm dacă a fost bine sau rău pentru economia acelei țări, dar oamenii ce au făcut? Au asimilat know-how. Sunt mulți, mulți lucrători, mii, zeci de mii de lucrători în Bulgaria care au învățat și să vorbească germană, să vorbească și alte limbi străine, să respecte proceduri, adică ar și standarde. Fi de folos ca aici să vină investitori? Nu, ar fi, e târziu și e bine că avem capital românesc investit. Nu. De ce să nu fie al familiilor, că lăsăm tot copiilor, nepoților, cu toții, da? Și sunt și alți angajați și manageri pe lângă noi, atât de mulți în industria asta, nu. Dar trebuie să începem să înțelegem, să investim din ce în ce mai mult în consultanță, training, în pregătirea personalului, iar pe litoral e mai greu că avem sezonalitate mare. Dacă îmi permiteți să intervin puțin, sunt de acord cu ce spune invitata dumneavoastră. Sunt de acord că afacerile să fie ale familiei și eu am o afacere de familie. Cu atât mai mult, fiind afacerea ta, ar trebui ca interesul și implicarea să fie cu atât mai mare, adică experiențe de genul ăsta în care nu se face curat în cameră sau în care personalul... noi avem acum și comparația, pentru că tot mai mulți români își permit să-și facă un concediu afară, avem termene de comparație. Dacă până acum n-am avut, acum avem. Și atunci e normal ca... Să vrei să alegi ce e mai bun pentru concediul tău, ce te ajută mai mult să îți atingi scopul. Că în concediul respectiv te duci să te simți bine, te duci să te distrezi și să te odihnești. Ori litoralul din România în momentul de față nu îți oferă condițiile astea. Experiența pe care o am eu în afară, tot personalul e amabil. Îți oferă de când intri, cu zâmbetul pe față, te face să te simți special, te face să da, te simți... amintit numai Turcia. Ești în centrul atenției. Ați amintit că... Turcia. Nu înseamnă că
peste tot în lumea asta, în orice destinație, tot personalul este trainuit să facă asta și nu veți găsi o cameră în care e murdar. Îmi cer scuze, în rest aveți dreptate. Eu sunt convins, dar m-am plimbat foarte mult în Europa, Turcia, Grecia, Spania, și peste Italia. Peste tot era flawless, adică fără cusur, nu? Numai în România nu a fost... Fără cusur, nu neapărat fără cusur, dar n-am trăit astfel de experiențe pe care le-am trăit în România. Poate sunt niște experiențe nefericite, dar m-am plimbat și prin România destul, nu numai pe litoral. Să știți că și în România puteți găsi experiențe fericite și chiar vorbeam cu domnul Știrblea în pauză că noi amândoi, fiecare am avut experiențe fericite și afară. Și uite, afară și în România, nu numai mulțumesc în România. Tare mult, încerc să mai dau cuvântul la doi ascultători astăzi. Eu trebuie să recunosc că vara asta am stat mai bine la hotelul din Jupiter, unde am avut live pe plajă, decât în Grecia, da? Mi-ați și spus și e sudul litoralului și chiar mă bucur. Asta e situația. La bani, nu știu că a plătit compania de data asta, dar hotelul arăta bine. Mie îmi pare tare rău pentru ascultătorul nostru. Poate o să mai dea o șansă României, nu neapărat litoralului, dar României, și să găsească și experiențe, pentru că s-au făcut investiții fantastice de oameni care și-au asumat să-și riște 20 de ani tot ce au și să ia credite sau 10 ani și care muncesc cu toată familia zi de zi acolo. Sunt și oameni responsabili. Bogdan, mulțumesc. Știți că la deșteptarea României e destul de greu să... E de așteptat ceva, că dialogul e în trei și e mai complicat. Bogdan, salut! Bună ziua, nu este nicio problemă. Da, nu știu, încep prin a spune că nu consider că noi suntem mai prejos cu ceva față de țările despre care discutăm noi. Ca resursă umană avem capacitate mare de a face cel puțin același lucru. Evident, ne raportăm la propriile experiențe și asta o să fac și eu. N-am mai fost pe litoralul nostru de 2 ani, mă rog, anul trecut nu s-a putut, anul ăsta nu am mers. În schimb, am fost în Bulgaria, la Sveti Vlas, a fost acum în septembrie, luna care tocmai s-a încheiat, și a rămas, eu care n-am fost niciodată în Bulgaria la mare, și vorbeam cu soția că nu știu ce facem noi greșit. Și cum ați evidențiat și dumneavoastră de-a lungul emisiunii, cred că este un mix între autoritățile locale, cele centrale ar trebui să se implice mai mult. Cum ați zis și dumneavoastră mai devreme, cum ați invitat-a dumneavoastră, în Bulgaria s-a dat o anumită direcție de către germani care au construit hotelurile respective și după aceea s-a urmat direcția pe care au dat-o ei. E haos urbanistic, dar nu numai la mare, peste tot. Am aflat la un moment dat, vă dau exemplu, în Moeciu, vestita Moeciu, sau construit pensiuni, hoteluri, dar nu s-a început cu canalizare, racordare la utilități. În multe locuri așa îi aveți dreptate. Deci sunt probleme foarte mari din punctul ăsta de vedere. Întâmplarea face că prin natura serviciului, cu asta mă ocup, obțin autorizații de construire pentru diferite investiții și un haos generalizat. Nu numai acolo, fac o paranteză. Urbanismul în România este o problemă absolut peste tot și este principala cauza nenorocirilor din orașele noastre. Adică modul în care se dau aprobări, și asta cred că o știi mai bine ca mine dacă lucrezi în domeniu. Da, așa este. Așa este. Și nu știu, cred că, din păcate, cum a zis dumneavoastră, e prea târziu să urmăm modelul Bulgariei. Ce mi-aduc aminte de acum 2 ani, era fiica mea mai mică și mai luam căruțul după... Nu puteam să mergem cu căruțul pe trotuar din cauza gropilor de pe trotuar. Deci partea de infrastructură lasă de dorit. Acum, Ana, nu zic eu că, cum am zis la început, nu consider că suntem mai prejos, dar avem și noi un stil să ne complicăm existența singuri cu... Adică, de exemplu, să ai grijă să nu arunci pe jos nu costă nimic. Să ai grijă să vorbești frumos, iar nu costă nimic. Foarte frumos, așa absolut... Aici am o curiozitate. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere, Bogdan. Știți, am eu o curiozitate, doamna Nedea. Între Jupiter și Neptun este o faleză, unde dacă te duci noaptea, ești
trebuie să ai un pic de noroc să vii întreg. Adică am văzut că primăria, cred că primăria a făcut ceva pe plajă, dacă un fel de drum nou, așa ca o faleză, da, care e o parte ok, dar restul ce era mai vechi e chiar o încercare pentru toată lumea acolo. Eu am suflat așa puțin pentru că, vă dați seama, am și eu, mai ales pentru industria asta pe care o iubesc și am norocul să fac ce-mi place și vreau să discutăm și de asta legat de resursa umană. Am și eu suferințe, temele mele grele așa și am tendința să-i zbucnesc, să-mi crească vocea și am răsuflat așa ca să fiu, să mă comport așa cum trebuie să comporte o doamnă. Da, vorbim de o salbă de 6 stațiuni de interes național în sudul litoralului, plus Mangalia 7-a. Partea de port turistic Mangalia cu faleză, zona de promenadă s-au făcut mai de mult timp, arată foarte bine, deci așa chiar e, da, foarte bine. Din păcate, oricât ne luptăm până acum antreprenorii și nu mai avem voie să prezentăm turiștilor asemenea destinații, nu reușim să mișcăm suficient autoritățile locale. Adică acolo... Dar, pentru toate cele stațiuni superbe, Olimp, Olimp care, uitați, facem un pariu acum, cred că va ajunge stațiunea brand a litoralului, pe lângă Mamaia, poate chiar să devanseze Mamaia. Acolo se fac și niște dezvoltări numai premium, de 5 stele foarte mari, s-au făcut deja mai multe, s-a preluat și activul Amfiteatru Belvedere și s-au ceea ce a fost un start foarte bun și a atras alți investitori și s-a făcut foarte frumos. Deci Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn. Saturnul s-a refăcut complet pe fonduri europene în primăvara aceasta, s-a terminat proiectul. Sunt proiecte în curs de a fi avizate sau câștigate și pentru restul stațiunilor. Sperăm să le ducă la bun sfârșit autoritatea locală și s-au introdus două taxe. Taxa de promovare pe care o plătim noi toți agenții economici pentru a face ceva pentru aceste stațiuni și City Tax-ul, taxa de stațiune cu care s-au confruntat ca surpriză neplăcută toți turiștii ajunși în partea de sud a litoralului anul acesta, nu aplicată după modelul pe care l-am sugerat eu, adică 5 lei pe fiecare noapte de cazare pe adult, copiii sunt scutiți, vrem să o modificăm să fie numai pe prima noapte de cazare un procent modic, dar s-au adunat niște bani plătiți de turiștii noștri, prin efortul lor. Toți acești bani trebuie folosiți de autoritatea locală pentru ca la anul spațiile verzi din aceste stațiuni, coșuri de gunoi, signalistica specifică, curățenia să existe și să fie, uite, la ele acasă. Bun pariu. Asta mi-aduce aminte că la Roma, în ultima zi de ședere, după o săptămână, am plătit o taxă de oraș absolut colosală. M-a dărmat, era peste 100 de euro. Am mai pățit-o și pentru întreaga familie, m-am uitat și nu-mi venea, cred, 120 de euro am plătit la data respectivă și am rămas uimit. Toate destinațiile consacrate, scuze că iar mă punctez, au astfel de taxe, cel puțin una. Sunt destinații în America, plătești câte 3-4 taxe. Haideți să încercăm ultimul telefon. Claudiu, salutare, mulțumesc că ești la Deșteptarea României și că într-un fel tragi concluziile, să vedem dacă de bine sau de rău. Bună ziua dumneavoastră și bună ziua ascultătorilor. Da, concluziile, eu aș vrea să mai punctez în afară de toate astea încă un lucru despre care nu s-a prea vorbit. Despre turistul român. Vorbim despre hoteluri, despre patron, despre administrație, dar turistul român, ce vină are el în toată chestia asta? Eu cred că are o mare parte din vină, pentru că el acceptă să meargă în astfel de locuri și să dea banii pe niște servicii care sunt practic inexistente. Și atunci, bineînțeles că mulți dintre proprietarii de hotel și așa mai departe nu fac absolut nimic. Deci, cred că o parte din vină are și turistul român. Eu n-aș spune mulți dintre proprietarii de hoteluri, să știți că și pe litoral, dar și în rețul stării, sunt în ce mai puțin proprietari care pur și simplu nu dau doi bani și asta pentru că în final business-ul tău cade. Eu de-aia pomeneam de la început de cerere și ofertă. Dacă un hotel, nu contează... N-aș spune, într-adevăr, nu chiar peste. Am văzut și hoteluri bine întreținute, cu spațiile din prejur bine întreținute și mai departe, dar sunt foarte multe hoteluri. Majoritatea pe unde am fost
spațiile din jurul hotelurilor lăsau de dorit, neîngrijite, de multe ori, chiar în multe locuri, drumuri de pământ. Nu știu, la mine acasă am fost învățat că pe lângă casă trebuie să am grijă de tot ce e pe lângă, inclusiv trotuar, drum și așa mai departe. Deci nu trebuie să aștept ca să vină primarul din comună să facă, să-mi facă mie, nu știu, drum sau altceva. Pot să mă ocup eu dacă chiar țin la afacerea mea. Și proprietarii de hoteluri cred că ar putea să facă chestia asta, să aibă grijă nu numai de hotelurile lor, ci și de spațiile care sunt în jurul acestor hoteluri. Eu cred că se poate face mult mai mult dacă acești patroni de afaceri s-ar implica mult mai mult în afacerile lor. Ok, am înregistrat punctul ăsta de vedere. Acum, doamna Nede aici, ca să-ți răspundă la chestiunea asta. Adică, mai pe șleau, zice Claudiu că dacă aveți spații verzi sau pietonale sau, știu eu, lucruri de genul acesta și aveți în jurul hotelurilor care aparțin statului, ori să le preluați, ori să le îngrijiți pe da, banii iar dumneavoastră știți de ce că nu comportă un răspuns simplu această da, afirmație. Știu, legal sunt da, o grămadă de probleme, da. Este, da. Este dreptul ascultătorului. Da, legal sunt fiecăruia. O grămadă de probleme, dar, exact. Da. De exemplu, bunicii mei aveau o casă la țară, iar în fața casei tot timpul se împotmoleau mașini și așa mai departe. Bunicul meu niciodată n-a așteptat să vină primarul din sat ca să facă drumul. A dus el piatră, așa e, aveți dreptate. A pus piatră, exemplu de trotuarul din fața lui și a rupt gardul și așa mai bun, departe. Am înțeles, mai avem puțin spațiu de emisiune lucruri. Și să-mi permite și să vă da. Răspund. Că am înțeles da, și felicitări, sunt convinsă că aveți un exemplu bun în familie. Vreau să înțelegeți că lucrurile nu sunt atât de simple. În primul rând, dincolo de speța de legalitate, deci primăria trebuie să ia niște hotărâri, să schimbe legislația ca să permită unui privat să facă cea mai mică intervenție în domeniul public. Acolo unde vedeți în stațiuni, vorbesc de cele de pe litoral, unde cunosc de la un cap la altul situația foarte bine, dar și în multe zone din țară. Sunt multe terenuri în paragină, ele aparțin domeniului public, de multe ori, în mare parte în România, inclusiv terenul de sub hotel nu este proprietatea proprietarului, ci este a UAT-ului sau a uneia care a revendicat nu știu ce da, sau da, alte instituții. Bun, dacă mă lăsați să termin, vă spun că am înțeles da. Punctul dumneavoastră da. De vedere. Bun. Vorbim de multe ori de proprietăți foarte mari care au de jur împrejur spații uriașe. Este imposibil ca buget să te apuci tu, trecând de speța de legalitate, care clar e obligatorie, dar să spunem așa, că poți face ce vrei pe un domeniu public. Vorbim de costuri uriașe să te apuci o asemenea suprafață de domeniu public, gândiți-vă pe litoral, în stațiunile din sud, chiar și în Eforie, că vorbim de spații foarte mari, nu e o căsuță unde faci în fața casei sau spațiu verde de lângă. Să asfaltezi, să cureți, să numai e, partea de verde. Cu 100 de camere. 200 chiar, pe litoral camere, multe sunt 200. De camere, da. 200 de camere. Și vrei să funcționezi legal, așa cum ți-ai obținut autorizația de funcționare, poți obții, să zic eu, nu știu, primăria, alte aranjamente. De exemplu, te poți oferi, se fac astfel de aranjamente între privat și primării. Eu știu ce aranjamente deci, să facă, spre deosebire dumneavoastră, eu chiar fac meseria asta și sunt implicată de foarte mult timp. Aranjamentele astea nu sunt aranjamente. Bă, înțeleg, dar nu în industria asta. Eu clar nu pot să vă dau sfaturi la dumneavoastră. Adică, da, le înțelegeți deci, ce aranjamentele poate să sune foarte prost. Deci nu facem aranjamente noi privații. Da, tot de exemplu, și o să vă dau exemple concrete, să nu mai vorbim idei. În stațiunile din sudul litoralului sunt suprafețe imense de spații verzi care arată lăsate pur și simplu, ca să înțelege, autoritatea locală care ia impozite multe de tot, pot să vi le recit pe toate, de la noi privații, motiv pentru care trebuie să plătim și creditul, să ne ținem și toți angajații și e normal ca în orice afacere să obții și profit, ca să e o altă temă românească, nu. Operatorii privații trebuie să muncească benevol, nu au dreptul la profit. Bun. Deci, dacă autoritatea locală, încasând atâtea taxe de la noi, nu este în stare financiar și logistic, nu găsește oamenii să asigure igienizarea acestor spații și de 3 ani de zile vin la noi, ne dau bucăți
pe care, adică ne dau voie pe anumite bucăți, fac bineînțeles hotărâre, să le igienizăm, nu? Că nu ne permit să facem noi pe ele, doar deci să facem noi curaj să băgăm bani. Deci dar mai rămân foarte multe suprafețe. În ceea ce privește asfaltatul pe domeniul public sau orice fel de intervenție pe domeniul public, nu poți să o faci decât dacă pornești de la zero un proiect de infrastructură majoră și înseamnă foarte multe acte, avizări și așa mai departe. Foarte complicat. Claudiu, am să-ți mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamna Nedea, pentru efort. Eu vă mulțumesc sunt și convins ascultătorilor. Sunt convins că schimbul ăsta de idei a făcut bine tuturor. Aș îndrăzni să spun că poate mai vorbim o dată anul viitor, înainte de a începe sezonul, ca să vedem ce se poate schimba sau cu ce o să ne confruntăm. Cu ce idee plecați de aici în 30 de secunde, așa, după ce ați auzit pe oamenii aceștia? Să știți că mă interesează tot timpul ce cred turiștii noștri în general din România. Eu mă uit mereu pe site-urile de socializare, văd părerile oamenilor. În general, știți că v-am spus și înainte, că sunt un om foarte deschis. Românii sunt foarte agresivi la adresa turismului din România. Foarte, foarte agresiv. Iar eu înțeleg perfect, pentru că și eu sunt turist în România, cu copil, cu familie, cu un cățel după mine, umblu, mă chinui peste tot. Știu ce înseamnă. Asta pe mine nu m-a descurajat ca turist în România, pentru că sunt turist constant de 15 ani și am văzut o evoluție fantastică în ciuda neputinței și a faptului că autorităților efectiv nu le-a păsat, nici celor centrale, nici locale, în mare parte din locuri. Dar am văzut și destinații turistice despre care n-am vorbit suficient, în care autoritățile locale au luat fonduri europene, au făcut minuni și mă uit cu invidie la ele și sper ca România să arate așa în curând. Eu trag concluzia că suntem inegali în acest domeniu, ca și multe altele. O să-i mulțumesc și lui Cornel Ilie și lui Adi Hădean și Ancăi Nedea pentru faptul că m-au însoțit în această serie de emisiuni. Vă mulțumesc mai ales vouă pentru miile de păreri și mesaje pe care le-am primit. Eu cred că este loc destul să mai dăm o șansă turismului românesc. Banii ăștia rămân în România, adică ei contribuie la bunăstarea noastră. De săptămâna viitoare începem o ediție la fel de complicată, poate chiar mai complicată și grea. Vorbim la Deșteptarea României despre administrație publică și cum sunt guvernate orașele noastre. Ce să vezi că și de aici am încheiat și la turism cu asta am încheiat. Cum sunt administrate? Mari primari și președinți de Consiliul Județene din România vor veni în fiecare vineri la Europa FM. O să vă detaliem începând de luni ceea ce se întâmplă. Astăzi, peste 25 de minute, e o conferință de presă la Constanța care anunță ceea ce s-a întâmplat în incendiul de la spitalul COVID de acolo. Europa FM vă va ține la curent și rațiunea zilei va fi dedicată aceluiași lucru. Mulțumesc și pentru mesajele în legătură cu acest subiect venite în urma ediției speciale pe care am ținut-o înainte de Deșteptarea României. Peste 30 de minute vă vom spune care sunt ultimele date despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Încă o dată vă mulțumesc și vă doresc spor. La treabă! Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.